făcut studiile la București și anume contabilitate și informatică de gestiune. Respectiv, mergeam mai des la cursurile de programare și de baze de date decât cele de conta. Nu mi-a plăcut niciodată conta, totuși am urmat cariera în audit financiar. Pe parcursul celor 3 ani de audit financiar, m-am tot implicat pe proiecte de audit suport, audit IT, consultanță pe securitate cibernetică. De aici mi-am dat seama că aceasta este vocația mea și aici, pe acest drum, mi-aș dori să merg mai departe. A fost un proiect, de fapt, în cadrul PricewaterhouseCoopers România. Era posibilitatea de a te implica pe un proiect de audit IT. Atunci mi-am dat seama cât de mult îmi place și cât de mult aș vrea să mă dezvolt în acest domeniu. După diferite proiecte pe partea de consultanță de protecția datelor caracter personal, mi-am dat seama că pe securitate cibernetică anume mi-aș dori să-mi continui cariera. Am întâmpinat foarte multe dificultăți pe care mi le cream singură. Problemele erau doar în capul meu. De fapt, în realitate, era mult mai simplu. A fost o problemă de ieșit de zona din confort, pentru că consultanța în securitate cibernetică sau însăși jobul de securitate cibernetică este un proces continuu de studiu. Devenisem cumva confortabilă cu auditul situațiilor financiare, cu audituri interne și aveam momente de incertitudine, dacă este bine sau nu să renunț la ce am învățat și să merg pe un domeniu nou. Oamenii sunt foarte deschiși când văd o femeie că își dă interesul să învețe ceva nou și să-și depășească limitele. Am foarte multă susținere din partea colegilor și nu are nicio importanță dacă sunt femeie sau dacă sunt bărbat. Este același suport pentru ambele genuri. Recomand cu tărie tuturor fetelor și tuturor în general o carieră în IT și anume o carieră în securitate cibernetică pentru că ești lipsit de zona de confort, ești mereu dinamic și cunoști persoane de calitate din diferite domenii. Mai mult de atât, acest domeniu îți permite și un confort financiar, îți permite și un confort în viața ta personală, întrucât poți munci și de la birou și din aeroport, poți munci și de acasă. Este foarte apreciată implicarea individual acasă a fiecăruia. Este important să-ți dai interesul ce ai putea să înveți și cum ai putea să obții acea certificare care să te lanseze într-o carieră pe care mereu ți-ai dorit-o. Moldova dispune în zeci de oportunități de afirmare în această industrie, inclusiv în securitate cibernetică, iar la TechWheel sunt organizate cursuri, sunt organizate seminarii și vor fi organizate evenimente în cadrul securității cibernetice. Chiar cu ambasadoarele vom avea grijă de acest aspect și recomand tuturor să fie cu degetul pe puls și să urmărească evenimentele ce urmează să fie organizate, să urmărească cursurile care se țin, pentru că e suficient un curs la TechWheel ca să te lansezi într-o carieră frumoasă.